Cererea de suspendare formulată de Narcisa Cristea a fost admisă de către Tribunalul Gorj până la soluționarea definitivă a cauzei. Conform soluției magistraților, Narcisa Cristea își poate relua activitatea în calitatea de director din cadrul Direcției Economice a Primăriei Târgu Jiu. Narcisa Cristea a contestat în urmă cu o lună calificativul acordat de edilul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, după care a intrat în concediu medical. Tot în decursul acestei săptămâni, șefa Serviciului Urbanism din Primăria Târgu Jiu, Ermina Pasăre, a câștigat o primă bătălie în instanță cu administrația publică locală. Aceasta, la rândul său, a contestat calificativul acordat de primar. Asemenea, Narcisei Cristea, șefa de la Urbanism, a intrat în concediu medical pentru a evita desfacerea contractului de muncă. Până la judecata de fond a fost suspendată atât executarea raportului de evaluare, cât și una dintre dispozițiile edilului Romanescu.